Slăviți să fie Domnul! Amin! Ne bucurăm să fim în această dimineață în casa Lui. O zi binecuvântată de Dumnezeu și vrem să ne bucurăm cu toți în această dimineață de harul, de binecuvântarea și de bunătatea pe care încă o dată în această dimineață Dumnezeu și-a venit-o față de noi. Și noi trebuie atât în această dimineață, cât și în fiecare zi, să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu care este în fiecare zi peste noi. Mulțumim noi. Amin. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre în continuare și întotdeauna să rămânem deschiși cu inima înspre Dumnezeu, la Cuvântul Lui, care știm că Cuvântul Lui este dătător de viață, Cuvântul Lui nu este lipsit de putere, pentru că și prin Cuvântul Lui Dumnezeu lumea a fost creată, la Cuvântul Lui oamenii au viață, primesc viață, prin Cuvântul Lui găsim fericirea și prin Cuvântul Lui Dumnezeu oamenii au o continuitate sănătoasă în viața aceasta dacă respectă și dacă respectăm Cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. În această dimineață vreau să aduc un gând și o motivație pentru rugăciunea care vreau să o facem și aș vrea să citesc câteva versete din Marcu, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 6. Spune așa Cuvântul Domnului. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are El aceste lucruri și ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se face astfel, cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este acesta tâmpitarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacob și al lui Iosef, al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici între noi și găseau pricină de potinire în el. Observăm că Domnul Iisus Hristos se întoarce în satul lui natal, acolo unde s-a născut. A crescut acolo. Și observăm un lucru interesant aici, căci oamenii de acolo se mirau de înțelepciunea pe care o avea. Se mirau de puterea pe care o avea. Și se întrebau de unde are el această înțelepciune. Probabil nu cunoșteau căci, probabil Domnul Iisus Hristos nu relatează Sfânta Scriptură, nu s-a dus la o școală să învețe. Noi oamenii, în general, pe pământul acesta ne apreciem și suntem tentați întotdeauna să privim la ceea ce facem în viața aceasta. Nu e rău să faci o școală, nu e rău să faci o pregătire. Însă, oamenii care îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos trăiau într-o confuzie, nu înțelegeau înțelepciunea care o avea Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm pe paginile Sfintele Scripturi, cel mai înțelept om de pe pământ n-a ajuns cel mai înțelept pentru că a învățat la picioarele unui învățător. Și repet, ca să nu fiu înțeles greșit, de nu sunt împotrivă ca noi să învățăm în viața aceasta. Însă, cea mai mare înțelepciune vine de la Dumnezeu. Amin. Și înțelepciunea curată și adevărată vine de la Dumnezeu. Înțelepciunea pe care noi o putem primi pe pământul acesta este minoră. Se numește și ea înțelepciune, dar nu este superioară niciodată și niciodată nu va fi superioară înțelepciunii care vine din partea lui Dumnezeu. Și doresc ca înțelepciunea lui Dumnezeu, care vine de sus, fiecare dintre noi să o recunoaștem în fiecare zi. Oamenii de multe ori au probleme să recunoască înțelepciunea lui Dumnezeu. Și așa cum aminteam înainte, le greu multora să recunoască înțelepciunea din partea lui Dumnezeu. Și apreciază, se apreciază unul pe altul în funcție de ceea ce s-a pregătit pe pământul acesta. Oamenii care îl cunoșteau și au trăit cu Domnul Iisus Hristos în vremea aceea, aveau probleme să creadă și să recunoască înțelepciunea și puterea pe care avea Domnul Iisus Hristos. Și un lucru foarte interesant este că și în versetul 3 arată în ce priveau oamenii acestea. Priveau
Și spune așa, nu este acesta tâmplarul? Aceasta era meseria Domnului Iisus Hristos când a fost pe pământ, tâmplarul. Ei s-au oprit aici, nu este acesta tâmplarul? Poate pune un tâmplar, poate să fie așa de înțelept. Un tâmplar poate să facă minuni. Era greu pentru ei să creadă. Și era greu pentru ei să creadă pentru că priveau doar la atât. La ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos din punct de vedere firesc. S-au oprit aici. S-au uitat la frații lui, la familia lui. Și termină versetul 3, zice, și găseau o pricină de potinire în el. Lucrurile acestea, firești și pământești, întotdeauna ne duc spre necredință. O să arate versetele următoare. Întotdeauna când privim la un om doar la ce este și nu avem capacitatea aceasta să recunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu din el, puterea lui Dumnezeu, avem șanse să mergem spre necredință. Motivul pe care vreau să-l aduc în această dimineață este că să avem grijă să nu ne îndreptăm spre necredință. Pentru că dacă privim la lucrurile acestea care le vedem cu ochii, lucrurile acestea care le vedem cu ochii ne îndreaptă nu de puține ori spre necredință. Am văzut în viața aceasta de zi cu zi, deci cu cât te apropii de un om mai mult, vezi tot mai multe greșeli în el. Este așa sau nu este așa? Pentru că-și greșim. Și am mai observat un lucru foarte interesant, că și noi oamenii și memoria omului funcționează foarte interesant. Când greșește cineva, nu trebuie să depui mult efort ca să-ți rămână de memorie. Corect. E adevărat, nu? Cu atâta mare ușurință, nu uităm ce este rău. Nu uităm ce a greșit fratele acum 10 ani. Ține minte cu perfecțiune. Dar să ne uităm o latura cealaltă pozitivă. Cu câtă ușurință uităm ce este bun. Uităm binele unui om, faptele bune și ceea ce este bun. Cu câtă mare ușurință. Trebuie să depunem efort ca să nu uităm, nu-i așa? Domnul Iisus Hristos în versetul 4 spune așa. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. M-am tot gândit de ce. Știți de ce? Pentru că și oamenii din sat, oamenii cu care trăiești în fiecare zi, te cunosc tot mai mult. Îți cunosc greșelile și greșeala care noi o comitem de cele mai multe ori când ne oprim în fața greșelilor. Și interpunem greșelile între mine și tine și începem să ne privim unul pe altul în funcție de greșelul pe care îl recunosc. Știți care este efectul? Ne duce la necredință. Spune în versetul următor, așa, n-a putut să facă nicio minune. De ce? N-a putut să facă nicio minune acolo și doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Și se mira de necredința lor. Concluzia. Vreau două lucruri importante să nu le facem. Una, să nu căutăm în greșelile nimănui. Să nu căutăm să ne potignim în greșelile pe care le fac alții. În ceea ce este sau ce funcție are sau ceea ce face în viața aceasta. Oamenii constătării Domnului Iisus Hristos s-au uitat la cine era. Era tâmplar, era fiul lui Iosif, erau frații lui între ei și l-au văzut în mine. S-au oprit la atât. Și spre bunul lui găseau o pricină de potignire în el. Să nu facem lucrurile acestea pentru că ne vom apropia tot mai mult de necredință. Și un alt lucru pe care să nu îl facem este să nu ținem greșelile nimănui în memoria noastră. Să ne luptăm, să le eliminăm, să le aruncăm. Pentru că aceste lucruri ne vor ținea în necredință. Ne vor depărta de Cuvântul lui Dumnezeu, ne vor depărta de adevăr și ne vor depărta de ceea ce dorește ca Dumnezeu ca noi
să ne apropiem de adevărul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Haideți să stăm ridicați pe picioare înaintea lui Dumnezeu și să mergem înaintea lui Dumnezeu și în această rugăciune să îi rugăm pe Dumnezeu ca să avem în continuare puterea aceasta de a păstra adevărul lui Dumnezeu în noi și să nu ne oprim la multe lucruri care pot afecta aceste lucruri materiale și care nu ne vor ajuta ca să creștem în credință. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.